O femeie în vârstă de 48 de ani din județul Iași a fost găsită fără suflare în camera unei pensiuni din Roman. Cercetările preliminare arată că femeia s-ar fi sinucis, însă cel mai probabil urmează ca necropsia să confirme această ipoteză. La data de 17 ianuarie, în jurul orei 13:50, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Roman au fost sesizați de către administratorul unei locații de cazare din Municipiul Roman cu privire la faptul că o persoană este decedată în incinta camerei unde se afla cazată. Polițiștii au identificat persoana în cauză, o femeie în vârstă de 48 de ani din județul Iași, în camera acesteia fiind găsite mai multe ambalaje de medicamente. În urma examinării preliminare a suprafeței exterioare a corpului acesteia, nu au fost identificate urme vizibile de violență. Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că persoana în cauză s-ar fi cazat în unitatea din Municipiul Roman la data de 16 ianuarie. Corpul acesteia a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Neamț în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cu exactitate a cauzei decesului. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de ucidere din culpă.